Sâmbătă 5 august, cea de-a 14-a ediție a taberei internaționale de pictură Lucian Grigorescu s-a încheiat cu un vernisaj de un real succes. După o săptămână de muncă în fața șevaletelor, pictorii care au participat la acest eveniment și-au expus lucrările realizate. Într-o explozie de culori, tablourile au atras privirile tuturor celor care au pășit pragul foaierului Casei de Cultura Sindicatelor Lucian Grigorescu din Megidia, unde a avut loc vernisajul expoziției de închidere. Pe parcursul anilor, tabăra internațională de pictură Lucian Grigorescu a atras tot mai mulți artiști plastici, atât din România cât și din străinătate. Unii dintre ei au rămas loiali municipiului Megidia și revin în fiecare an cu drag. În deschiderea evenimentului, edilul municipiului Valentin Vrabie a vorbit despre importanța atingerii obiectivelor culturale la nivel local prin reabilitarea muzeului Lucian Grigorescu. După cum dumneavoastră din presă știți, sunteți informați, sunt demersuri destul de avansate ca muzeul din Megidia să fie redeschis. Suntem într-o procedură, să spun, aproape de finalizare, rămânând ca în următoarea perioadă să încercăm să-l reabilităm și, într-adevăr, să putem expune valorile Megidiei, comoara Megidiei, care se poate lăuda cu ghilimele de rigoare și chiar nu e un cuvânt depășit. Oamenii nu le pot vedea decât frânturi în instituții sau unde sunt ele depozitate. Dar ele adunate într-o casă special amenajată, așa cum am spus, un muzeu, cred că ar invidia multe alte centre de acest gen din România. Tabăra internațională de pictură Lucian Grigorescu este unul dintre puținele evenimente care a continuat, chiar dacă a fost și în mandatele trecute, a continuat mandatul noastră. Ce v-a determinat să menține acest eveniment? Tot ce e bun, tot ce este frumos, indiferent cine este inițiator, eu am susținut, sunt multe activități în Megidia pe care le-am susținut și le voi continua din tot sufletul, pentru că asta este voința oamenilor. Eu trebuie să fac ce vor oamenii, nu ce cred eu că este bine, așa e corect. V-a plăcut ceva în mod deosebit de aici sau v-a plăcut evenimentul în sine? Cum este? Să știți că este a doua oară în viața mea și trebuie să știi, cunosc, că când particip la astfel de eveniment. Însă, dacă anul trecut am fost un pic speriat, să spun, pentru că nu știam cum să abordez acest domeniu, anul acesta să știți că am reușit să înțeleg multe din lucrurile și tainele artistului. Am participat efectiv la momente de pictură și am înțeles multe lucruri. Și îndemn pe toți oamenii să urmărească cu atenție, pentru că vor descoperi lucruri minunate. În fiecare pensulă pe care o pune pictorul pe tablou, să știți că înseamnă câte ceva, dacă te uiți cu foarte mare atenție. Invitatul special al vernisajului a fost Ioan Album, prefectul județului Constanța, originar din municipiul Megidia, care a fost vădit impresionat de accentele de transculturalitate ale activității artistice megidiene. Apreciez activitatea administrației publice din Megidia. Este un lucru de apreciat. Din partea instituției, prefectul au toate ușile deschise. A rămas puțin dezamăgit că nu astfel de festivități nu se mai fac și în celelalte orașe ale județului nostru, ci doar aici la Megidia. Într-adevăr, acești artiști au nevoie de locuri unde să-și expună niște spații civilizate, să spun. Nu mai am observat în Mamaia pe marginea falezei. Nu, trebuie să niște locuri special create unde să poate fi admirate de cetățeni. Alături de cei 14 pictori veniți din Cipru, regatul Bahrain, Turcia, Polonia și România, la eveniment a fost prezentă și Alice Dinculescu, cunoscut critic de artă de origine constanțeană. Cea de-a 14-a ediție a Taberei Internaționale de Pictură Lucian Grigorescu, iată că a adunat aici la Megidia un număr de 14 artiști.
Ei vin către noi din Europa Centrală, dar și din Orientul Apropiat și am considerat, mai ales în ultimii ani, că aceasta este o formulă extrem de potrivită pentru Dobrogea, pentru noi toți cei care trăim și ne ocupăm cu tot ceea ce înseamnă viața artistică și interpretarea ei, pentru simplul motiv că un contact direct cu colegii noștri din Orientul Apropiat este extrem de benefic pentru ambele bresle. Și în acest an, prin urmare, au fost invitați, iată, din Turcia, din Cipru de Nord, din Bahrain, dar și din Polonia și, evident, artiștii noștri, Constanța și București. Conviețuirea, nu, pe parcursul unei perioade determinate, a însemnat un moment în care schimburile de idei, schimburile umane, în primul rând, contează foarte mult, pentru că schimburile culturale despre care vorbesc unii și alții sunt niște lucruri de bon ton sau pur și simplu foarte oficializate. Schimburile sunt, în primul rând, umane, da? Pentru că mergând împreună în oraș, mergând împreună la masă, discutând despre câte în lună și în stele pe o perioadă determinată, așa cum am spus, se conturează tipuri de activități diferite pe subiecte similare, pentru că toate aceste lucruri se petrec de altfel în breasla artistică. Medgidia este un oraș privilegiat, faptul că administrația orașului merge mai departe pe linia culturii este un bun câștigat și este important că nu se renunță la tradiție. Deoarece, la data și ora prezentei, primăria orașului se află în posesia unei colecții deosebit de frumos constituită, o colecție numeroasă de pictură, care a strâns artiști importanți la ora actuală pentru patrimoniul cultural național, pentru că, iată, mulți dintre ei nu mai sunt deja printre noi și e vorba de artiști importanți ca Teodor Moraru, ca Ion Sălișteanu, care au fost aici an de an în ultimii lor ani de viață, pentru că nimeni nu știe când moare, nu? Toate aceste lucruri au rămas în zestrea municipiului, pe care o așteptăm cu multă încântare să fie oferită publicului local și nu numai, într-un centru cultural, am zis eu, care să fie de folos atât publicului cât și celor trecători pe aici. În urma taberei internaționale de pictură, Lucian Grigorescu Medgidia se poate mândri cu o colecție impresionantă de lucrări, multe semnate de unele dintre cele mai mari nume ale picturii românești contemporane, a cărei valoare crește de la an la an. Această acțiune, acest eveniment era un eveniment și este un eveniment pe un trend ascendent, care a dovedit odată în plus că Medgidia poate fi o gazdă foarte bună. Medgidia știe să organizeze un astfel de simpozion și Medgidia se îmbogățește an de an cu o nouă colecție de lucrări. Lucrările sunt de calitate foarte bună. Mesajul artiștilor diferă de la artist la artist. Ei au folosit tehnici diferite, care culori de apă, care culori de ulei. Foarte interesant este modalitatea în care au ales să se exprime. Acum crește și colecția de artist pe care Medgidia o are, pentru că au fost invitați din nou câțiva artiști care deja sunt de tradiție la Medgidia, artiști care de fiecare dată lasă lucrări și sunt convins că mai devreme sau mai târziu se pot organiza expoziții personale, expoziții de grup mic, ale artiștilor ce au tot participat și sperăm noi să mai vină la Medgidia. De la pictura abstractă la suprarealism plin de sentimente și culori, toate văzute prin ochii plasticienilor de peste granițe, tablourile din acest an reprezintă o adevărată încântare. Aș vrea întâi să încep prin a vă felicita, a felicita orașul pentru că organizează astfel de manifestări care, după cum am tot vorbit zilele acestea, îmbogățesc patrimoniul cultural al orașului Medgidia și într-un viitor mai apropiat, adică acela un muzeu de artă contemporană care să găzduiască colecția muzeului, cred că este un lucru extraordinar.
Constanța nu are o astfel de colecție și ar trebui să ne punem un semn de întrebare de ce. În ceea ce privește organizarea, ca de fiecare dată, a fost impecabilă. Mi-e greu să fac comparații între ce a fost și ce este. Eu de fiecare dată, atunci când am venit la Megidia, m-am simțit foarte bine. Sigur că da, lucrurile evoluează, pentru că este firesc să evolueze și cei care organizează capătă mai multă experiență și este normal să fie așa. Și cred că este un drum bun pe care merge acest simpozion. E bine că există o varietate de lucrări în ceea ce se expune an de an prin creațiile artiștilor, pentru că artiștii vin cu păreri diferite, cu structuri diferite, vin din culturi diferite și lasă Megidiei o mărturie contemporană a ceea ce suntem noi astăzi. O inițiativă inedită în România, Tabăra Internațională de Pictură Lucian Grigorescu de la Megidia, reprezintă un pas important în păstrarea caracterului multicultural al artei în întreg județul Constanța.